Bună seara! Începem primul consiliu de nominalizare al săptămânii de la Survivor. Bună seara faimoșilor, bună seara războinicilor. În această seară făcliile au fost aduse de faimoși. Ei au pierdut primul joc de imunitate al săptămânii. Totemul de imunitate a revenit echipei războinicilor. În această seară, deci, faimoșii vor nominaliza. În câteva momente vom deschide liniile de vot pentru ca voi cei de acasă să vă puteți susține concurentul favorit exclusiv prin SMS. Vă reamintesc ca de fiecare dată să nu dați SMS înainte ca eu să declar deschise liniile de vot. De asemenea, în această seară, în echipa faimoșilor, se aplică regula de 3. Diferența dintre fete și băieți fiind 3, fetele nu pot fi nominalizate. Pentru a susține concurentul favorit, trimite prin SMS numele acestuia la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Tariful fiecărui SMS este de 1,19 euro, TVA inclus. Număr valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful se aplică automat. Pentru a-l susține pe Sebastian, trimite prin SMS textul Sebastian la 1230. Pentru a-l susține pe Ștefan, trimite prin SMS textul Ștefan la 1230, fără diacritice, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Culiță, trimite prin SMS textul Culiță la 1230, fără diacritice, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Zanidache, trimite prin SMS textul Zanidache la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a o susține pe Raluca, trimite prin SMS textul Raluca la 1230. Pentru a o susține pe Elena, trimite prin SMS textul Elena la 1230. Pentru a o susține pe Andreea, trimite prin SMS textul Andreea la 1230. Pentru a-l susține pe Cucu, trimite prin SMS textul Cucu la 1230. Pentru a-l susține pe Cosmin, trimite prin SMS textul Cosmin la 1230. A sosit momentul să dăm start vot. Din acest moment, liniile de vot sunt deschise. Faimoșilor, sunt multe de vorbit. Vă invit pe toți, fără patimă, la rece, să încercăm să dezlușim ce anume se petrece în echipa faimoșilor. Încep cu tine, Zani. Care e motivul tensiunilor de la voi din echipă? Mi se pare în același timp și de plâns și amuzant ce se întâmplă. Nu știu ce prefer eu să fac. Că aș putea să plâng și eu. Vai, ce mi s-a întâmplat, ce mi se întâmplă, câte acuze mi se aduc. Vinovat suntem toți, dar eu nu sunt vinovat pentru frustrările altora, pentru nemulțumirile altora. Prefer să râd, domnul Dan, pentru că știu ce se încearcă. Am anunțat de foarte mult timp că va urma războiul de independență și războiul pentru interese. Lumea se va certa ca să rămână cât mai mult în competiția asta. Eu nu pot să acuz pe nimeni în momentul de față. Nu mai pot, că am acuzat. Pentru că este prea evident ce se încearcă, este evident de ce sunt în postura în care sunt cumva în mijlocul problemelor, dar fără să fac nimic. Cumva toată lumea sare în cap lângă mine, își sparge capul, toată lumea lângă. Și eu-s de vină. Am plecat de la o joacă azi, că l-am ales pe Marius Crăciun, dar special l-am ales să văd cum reacționează Ștefan. Sunt unii oameni care au venit aici și sunt mult mai nemulțumiți de ceea ce se întâmplă. Vor ei să ia atitudine, să se impună, să facă ei ordine în echipă. Sunt prea deranjați și noi ne uităm așa la ei. Mă, nu prea ești în măsură să țipi, să te enervezi tu, să faci tu pe general aici, pe... N-am prea multe de zis acum de început. Totul a plecat de la alegerea aia. S-a ajuns mult prea departe. Dacă vreau să răspund eu serios, fără să râd, râd că vreau eu. Puteam să ajung aici, eu știu. Nu vreau să amintesc acum anumite chestii. Lui Sebi s-a întâmplat, fratele lui. Dintr-o chestie din asta,
puteam să nu mai ajung și eu la consiliu. E de dor cât vine Ștefan. În nicio secundă nu mi-a fost frică de el. Eu nu sunt bătăuși. Puteam să nu mai ajung la consiliul ăsta. Că el, nu știu pe unde a trăit, cât știe el, pentru mine e o cauză pierdută. Că aleg eu să râd și poate situația nu e atât de gravă, că râd eu și îmi continui filmul, că n-am cu cine, dar pot să fiu serios și să spun că s-a ajuns mult prea departe pentru ce s-a întâmplat de fapt. Am întrebat stânga-dreapta, bă, voi ce părere aveți? Și mi-au zis cu tare, Zandeachi, ești vinovat, tu și încă doi. Și am zis, a? Ești vinovat? Și am zis, wow, sunt vinovat că l-am ales pe Crăciun. Nu trebuie să-mi permit, trebuie să am grijă în viață ce alegeri fac, unele alegeri te costă. Dar nu-s genul care să, mamă, ce mi s-a întâmplat, domn. Nu e ușor să fii favorit, mi-am dat seama acum. Și mi-ar plăcea ca discursul fiecăruia să fie despre ce se întâmplă cu adevărat, ce se întâmplă acum. Nu să-și aranjeze discursul în așa fel încât să atragă atenția în altă parte, în altă direcție. Spuneți, mă, verilor, ce s-a întâmplat azi. Eu nu greșesc cu nimic față de nimeni. Puteți întreba toată echipa și cineva. Dacă greșeam, toată lumea îmi sărea în cap, mai ales la consiliu. Sunt favorit, cum i-au sărit lui Albert în cap, că nu meriți, că nu meriți. La fel îmi zicea și mie toată lumea. E unul, sunt doi, care îmi spun mie că fac, că dreg. Și eu n-am cum să mă enervez, n-am cum să mă supăr, pentru că nu știu de ce fac asta. Adică știu de ce. Vor să rămână cât mai mult aici. Pur și simplu unii nu se remarcă în competiția asta prin felul lor de a fi și trebuie să dramatizeze. Vor să joace o carte puțin mai întunecată, puțin mai abruptă ca să se remarce. Și n-au de ales, poate. Le înțeleg frica, le înțeleg frustrarea. Și de-aia nu vreau să acuz pe nimeni de nimic. Ștefan, îi zic cu toată dragostea că eu în continuare îl simt un băiat sincer. Pentru mine e o cauză pierdută pentru că nu am ce să vorbesc cu el, nu. Dar înțeleg frustrarea, frica, îi înțeleg interesul și alianțele pe care poate le face, îi înțeleg ieșirile, numai că nu au ce căuta aici. Și atâta timp cât ești slab psihic, nu e vina mea că tu ești slab psihic și că l-am ales pe Crăciun să te văd pe tine cum pocnești ca popcorn în microunde. Nu e vina mea. Nu-s vinovat de frustrările voastre și de slăbiciunile voastre. Cel mai slab va cădea, cel mai fals va ceda în cele din urmă. Că se ține tare. Înțeleg, Zani. Cum simți tu, Ștefan, ce se întâmplă? Motivul pentru care ați pierdut se află cumva în acest conflict care s-a generat pe banca voastră, pe banca faimoșilor, sau sunt motive mai vechi? Bună seara, domnul Dan. Conflictele... Pot spune că sunt puțin mai vechi, dar nu au fost așa de ascuțite ca astăzi. Ceea ce s-a întâmplat astăzi, eu mi-asum și am depășit puțin limita normalului, dar am fost și împins spre a face acest lucru. Și nu mă refer că am fost împins în timpul jocului. Că nu m-a deranjat foarte tare lipsa lui de... sau orgoliul lui Zani că a ales el în fața mea. S-a dus, l-a ales pe Marius, i-a dat Marius cu traseu în cap și cu finalul în cap. Problema cine este e? Că până la acest... această refulare a mea, mi s-au adus acuzații. Pe mine aceste lucruri m-au deranjat foarte tare pentru că sunt total neadevărate. Și oarecum au venit din partea lui Zani. Ceea ce mă deranjează pe mine și mai tare, când am venit în această competiție, știam că am cu Elena prieten comun de acasă. Fără niciun fel de problemă, am simțit nevoia să fiu alături de Elena pentru că am văzut și de acasă ce s-a întâmplat și așa mai departe. Am încercat să o susțin, iar timp de două săptămâni, cât eu am stat
alături de Elena, mai mult sau mai puțin, primul lucru pe care, pe mine personal m-a deranjat a fost că Zani a stat după copac să mă asculte pe mine și pe Elena să vadă ce vorbim noi. După care începeau discuțiile. Când mă întorceam, se închideau discuțiile. Același lucru se întâmplă și cu mine, și cu Culiță, și cu Elena. Nu mă mai băga, Ștefane, pe mine. De ce? Nu înțeleg. Când venim, liniște, mormânt. De frică să nu ne luăm bătaie. Deci, liniște de mormânt, domnul Dan. E, astăzi am avut ce am avut de spus și după aceea m-am dus să-mi susțin pe Culiță pe traseu. Niciunul din ei, de fapt, Sebi a încercat să mă contrazică cu niște argumente. Eu am continuat. Zani n-a spus absolut nimic. Eu mi-am văzut de drum după aceea. Am zis să închid conflictul, să închei treaba asta și dacă ar fi să vorbesc, o vorbesc după. Pe la jumătatea drumului, evident, au prins curaj. Și ceea ce m-a deranjat cel mai tare a fost o jignire din partea lui Zani, că mi-a spus că eu sunt crescut în șanț. Zani îmi spune mie că eu sunt crescut în șanț. Mai atenție mare. E, atunci am simțit să mă întorc și am spus direct, vrei să plec acasă cu tine dacă tot sunt crescut în șanț? Plec. Din cauza ta, eu plec acasă dacă sunt crescut în șanț, că n-am niciun fel de problemă. Consider că timp de 3 săptămâni, asta fiind a patra, am acceptat multe lucruri pe care eu acasă nu le-aș fi acceptat nici din primele zile. Atât am avut de spus. Mulțumesc! Ștefan, înțeleg, într-adevăr, însă întoarcerea ta a însemnat practic detonația momentului. Eu de aceea am și plecat. Pentru a opri discuția. Și pentru a nu o continua. Pentru că sunt conștient de lucruri, de lucrurile pe care le pot face într-un moment în care sunt nervos. Și îmi cunosc și eu limitele. De aceea am preferat să plec. Dar când văd că aceste două personaje din spatele meu, din stânga și din spatele meu, prind elan, nu tu mă, prind elan când eu nu sunt și nu e prima dată, mă mai și jignește una dintre ele. Păi îmi pare rău. N-am ce să fac. Am înțeles. Sebastian, cumva te-a numit Ștefan. Ce s-a întâmplat acolo, Sebastian? Bună seara, domnul Dan. Ceea ce mă frustrează pe mine este că în ultimele săptămâni, de când, din păcate, Sorin nu poate să intre pe traseu, stăm cu te doi pe margină. Referitor la ce s-a întâmplat astăzi, pot să fiu foarte scurt. Ceea ce a fost astăzi este exact ce a făcut Ștefan acum o săptămână. A ieșit în fața tuturor să aleagă, nimeni nu i-a reproșat nimic, decât că nu trebuia, că strategia era făcută altfel. Nu i-a sărit nimeni la bătaie, n-a țipat nimeni la el. În schimb, astăzi, probabil că Zani și-a dorit să joace și el, că n-a mai ales de mult. L-a ales pe Marius, nu poate să-l învinuiască cineva că l-a ales pe Bogdan să aducă puncte, să demonstreze ceva, nu mai are nimic de demonstrat în această competiție. Nu pot să-mi justific reacția lui Ștefan, pentru că așa este el creat, impulsiv, are argumentele lui, poate pentru el sunt plauzibile, pentru mine deloc. Suntem la Survivor și acest reality show este despre psihologic, sportiv, social. Pot să spun că Ștefan a intrat cu această energie negativă în competiție încă din prima zi. Auzeam astăzi în ceremonie că se simțea indignat că era făcut prost, dar nu într-un mod la care el insinua că se face prost. Dar el când a intrat, la două minute după ce ne-a cunoscut, ne-a luat pe toți așa la perpeles. Ne uitam așa unii la alții. Lui Zani spunea șobolan de junglă, câine și așa mai departe. Dar atât? Lasă-mă să vorbesc, te-am întrebat de rău, mersi. Repet, nu sunt în măsură să-l judec, dar în același timp trebuie să înțeleagă că aici este într-o competiție,
Fiecare luptă cum poate, la fel și el, și ar trebui să nu-și mai arate atât de tare frustrările. Atitudinea asta el a avut-o de la început, la un moment dat s-a relaxat, dar după ieșirea Irișei, el la 5 minute spunea oamenilor din jurul lui, fără a fi vreun conflict între el și nimeni, că el va urma săptămâna viitoare. Nu înțeleg de ce face asta, că asta putem să spunem toți. Publicul decide cine rămâne în această competiție și eu consider că Ștefan trebuie să demonstreze oamenilor de acasă ceea ce merită prin ceea ce le oferă lor. Dacă el le oferă chestia asta, agresivitate și jigniri, atunci să nu se mire dacă va ieși în față și va pleca acasă, că nu suntem noi de vină. Prefer să plec acasă decât să stau cu voi în aceeași barcă. Doamne ajută! Am înțeles, Sebastian. Pentru a susține concurentul favorit, trimite prin SMS numele acestuia la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Tariful fiecărui SMS este de 1,19 euro, TVA inclus. Numărul este valabil în rețelele Digimobil, Orange, Telecom Mobil și Vodafone. Tariful se aplică automat. Pentru a-l susține pe Sebastian, trimite prin SMS textul Sebastian la 1230. Pentru a-l susține pe Ștefan, trimite prin SMS textul Ștefan la 1230, fără diacritice, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a-l susține pe Culiță, trimite prin SMS textul Culiță la 1230, așa cum este afișat pe ecran, fără diacritice. Pentru a-l susține pe Zanidache, trimite prin SMS textul Zanidache la 1230, așa cum este afișat pe ecran. Pentru a o susține pe Raluca, trimite prin SMS textul Raluca la 1230. Pentru a o susține pe Elena, trimite prin SMS textul Elena la 1230. Pentru a o susține pe Andreea, trimite prin SMS textul Andreea la 1230. Pentru a-l susține pe Cucu, trimite prin SMS textul Cucu la 1230. Pentru a-l susține pe Cosmin, trimite prin SMS textul Cosmin la 1230. Sunt ultimele minute în care vă puteți susține concurentul favorit, exclusiv prin SMS. Raluca, ce se întâmplă din perspectiva ta în echipă? Bună seara, domnul Dan. Consider că certurile dintre noi pornesc de la niște nimicuri. Nu mi s-a părut corectă reacția lui Ștefan astăzi, având în vedere că după ce am avut o discuție mai aprinsă cu Elena și i-am spus că o să te iau de codițe, dar nu aici și când ajungem acasă, toată lumea mi-a sărit în cap și mi-a spus că, domne, fără amenințări, nu este ok cum procedăm, dar se pare că Ștefan a avut o reacție adică foarte urâtă, după părerea mea, și aici nu că țin cu Zani, n-are legătură, ce s-a văzut. Știu că ai spus că sunt în tabăra lor și că eu țin cu ei, dar nu că sunt în tabăra lor. Adevărul este undeva la mijloc și fiecare vede adevărul dintr-o perspectivă. După joc, Ștefan a spus că dacă Zani nu ieșea în față să-l aleagă pe Marius și ieșea el, aducea punct 100%. Mi se pare că ai intrat a doua oară cu Marius, nu ai adus punct. Nu? Nu cu Marius ai intrat a doua oară? Nu, dar l-a bătut. A, așa. Am intrat la 9-1, mă, că ți-e... Asta era program. N-ai adus punct. N-are legătură. Boss, am intrat așa. N-am zis boss. E cam așa. El a fost deranjat că a ieșit Zani în față. Chiar dacă nu spui, n-ai venit să-i spui lui Zani direct în față. Ai venit și ai urlat. Eram lângă Sebi, fix la el. Când el nu a avut nicio vină. Că a ieșit... că te întrerup. Spune. Tu erai pe covor roșu când s-au făcut echipele. Erai ultima, a 14-a din cărți. Așa. Și când a ieșit Zani, am zis... Ce faci, mă? Nu, eu nu zic aici, eu zic pe bancă. Când nu, pe bancă ai venit... Nu, spun înainte să ajungem și pe bancă, i-am spus, am spus-o, ce faci, mă? Asta am auzit. Și atât. Da, am auzit păi asta. Și atunci cum poți să spui că i-am spus pe bancă? Nu, n-ai înțeles. Cum eu am poți să zis... spui că i-am spus pe bancă, că de ce ai ieșit în față? Când eram pe bancă la joc, ai venit și ai urlat la Sebastian,
spunând, nu, nici nu mai știu ce a zis, dar oricum urlai foarte tare, când de fapt cel care a ieșit în față a fost Zani, nu Sebastian. Și ce am mai observat în acest grup, de fiecare dată când cineva vrea să se ia de Zani, nu se ia direct de Zani, începe cu Sebastian oarecum, chiar dacă el spune ceva sau nu spune, și tocmai atunci când nu spune, toată lumea începe cu el. Ai mai spus că Zani cu Sebastian sunt perverși și că nu mai poți să taci și că vrei să arăți lumii de acasă care este adevărul. Prima persoană care a fost de acord cu tine a fost Elena, care a spus că... Nu te uita la mine, Elena, că nu mă intimidezi. Ce mă bucur că în sfârșit a venit cineva care să spună adevărul și să se vadă adevărul. Nu te-am auzit spunându-i că nu ți-a plăcut reacția lui față de Zani când a sărit la gâtul lui. Vorbim de corectitudine și vorbeam că tu, Elena, ești corectă, nu? În această competiție, 100%. Vreau să-mi răspund la această întrebare. Elena? Discuțiile pe care le-am avut cu Ștefan, inclusiv la una dintre ele, a fost și cu prezent. I-am spus că nu am fost de acord cu reacția lui, i-am spus că îl rog să se tempereze. Faptul că nu a auzit Raluca nu înseamnă că nu am spus lucrul acesta. Faptul că, într-adevăr, i-am spus lui că a avut curajul să le spună în față așa cum îi vede, este perfect de acord, îmi asum și am spus și mai devreme. Da, am făcut acest lucru. În această competiție, nu știu, de la, și nu vreau să amintesc, poate de la conflictul pe care l-a avut Moro, Jador, Sebastian, au fost foarte mulți băieți care la un moment dat au intrat în conflicte. Nu, dar n-a sărit nimeni la bătaie. Nu întotdeauna, cum a fost și astăzi, la un moment dat am fost singura care, chiar dacă poate nu știam ce urmează, m-am băgat. M-am mai băgat odată și la Jador. Nu mi este frică să o fac. În momentul în care văd că ceva este în regulă și lucrurile o iau razna, pot să încerc să temperez două persoane. Dar în momentul în care consider că suntem fete și n-ar trebui să încercăm să ne amenințăm, să ne spunem că ne batem sau că sunt bătută când ajung în țară și că ea a făcut lucrurile astea și că a mai bătut fete și a mai tot povestit, mi se pare prea urât. Pentru noi ca fete. Una este ceea ce fac băieții. Repet, nu sunt de acord în niciun caz, nici cu acest comportament. Tocmai de aceea, de fiecare dată am simțit să mă bag, dar în momentul în care sunt implicată sau în momentul în care suntem fete să ajungem să ne amenințăm, mi se pare prea mult. Pentru mine. Raluca, adică prima. Raluca. Mi se pare că exagerează foarte mult Elena, pentru că ei așa îi place, să dramatizeze și să exagereze, să plângă foarte mult. Cred că i-a dat și o lacrimă, sigur, când am amenințat-o că o iau de codițe. Cred că s-au supărat codițele între ele. De la a spune ceva până la a face este drum lung. Da, eu sunt mai vulcanică, dar nu a atins-o nimeni. Nu cred că am urlat la ea, nu cred că am zbierat, nu cred că te-am îmbrâncit. Da, a fost o vorbă pe care, da, am spus-o la nervi, îmi asum ceea ce spun. Nu cum faci tu, te rog, eu nu sunt așa, mie nu-mi place așa. Să nu uităm că Ștefan vede doar când eu mă iau de tine, dar când tu faci glume sau mă ataci, nu vede niciodată. Vine, mă trage pe mine de mână de fiecare dată. De multe ori ai venit și mi-ai atras atenția, dar pe Elena n-ai văzut-o niciodată. Ai spus că n-am văzut-o. Dacă vorbim de corectitudine. Ți-am spus asta și în față, Ștefan? Da, dar tu te auzi? Adică? Eu n-am auzit-o pe fata asta de 3 săptămâni să facă glume cu tine. Eram la foc, mai erau persoane la foc lângă mine. La care foc? Nu era face foc în fiecare seară. La un foc. A, păi și atunci? Când? A, la unul când? Din ele. Păi la unul din ele. Ce vrei să zic? Zici și data și ora, că n-am nici ceas, nici telefon. Hai, Ștefan, abține-te. Că nu este cazul. Hai, mă, ce te eu am înțeles că tu de aici vrei să ajungi pe aici, la 7. Nu, nu vreau să ajung de aici, în parc. Păi normal că n-ai cum să fii de acord cu mine, că tu ești de acord cu Elena, nu? Adică e normal că n-ai cum să fii de acord cu mine, că te-ai băgat. Ți-am și dat dreptate aseară, dacă ți-aduci aminte. Când am avut discuția cu
Tocmai, cu Elina, ce crezi? Da. Ți-am dat dreptate și într-un fel sau altul. Și nu ți-am spus cum sunt eu? Dar când aberezi, aberezi, iartă-mă. Păi din punctul tău de vedere aberezi, asta nu înseamnă că eu... Bună de scriitoare. Păi și tu aberezi, ai nu? Adică eu ce pot să spun despre tine? Că... O crești întreagă. A, tu consider că tu vorbești atât de bine și tu spui lucrurile pe nume da. Și de fapt tu spui totul și e corect tot ce spui? Spre deosebire de tine? Nu, bați câmpii de cele mai multe ori, crede-mă. A sosit momentul să dăm stop vot. Din acest moment, liniile de vot sunt închise. Zani, ai ridicat mâna și tu. S-a exagerat foarte mult în situația asta, dar foarte mult. Și nimeni nu o să spună, da, s-a exagerat. Bă, Ștefane, ce te apuca, mă, ești nebun la cap? Bă, pentru că e bine dacă e să cadă așa, că nu s-a exagerat. A fost doar, nu ai fost destul de ok, dar Ștefan, uite, în rest ești bine. Nu, toată lumea trebuie să fie aici. Ce faci, mă, Ștefane? Unde crezi că ai venit aici? Ce vrei să demonstrezi? Elena a dramatizat foarte mult de la treaba cu Raluca. Și aici, pe partea asta, îi ține partea lui Ștefan. Este cu el, se duce la discuții, sunt așa, se pupă între ei și în fața noastră. Acum sunt, mamă, își dau, își bat cube prin vorbe. Ce face Elena cu Raluca? Exact asta face. Vreau să facă psic în fața lumii, pe la jocuri. Este cu tot sufletul, cu alea. Și după, chiar am fost și eu la foc acolo, dar nu vreau să zic ce s-a întâmplat. Nici nu mai știu exact. A fost o glumă destul de vulgară în care Elena o ataca pe Raluca. Raluca se uita așa la ei. A mai fost odată când își făceau paturile. Nu voiam să-l implic pe Culiță, că Culiță tace. A fost acolo mai multă lume la foc. Atunci nu da vina pe mine, te rog. Păi, erai acolo și râdeai și te-ai băgat și ai continuat și râdeai. Adică ai un râs foarte malefic, că nu e nimeni de aia și o ataci. Te-ai atacat și ea pe tine, dar ai atacat-o și tu pe aia. Și când vă vedeți și lumea vede cine suntem cu adevărat, încep cu nu mai ataciți. Vă rog din tot sufletul. Elena? Nu știu despre ce glumă este vorba, atât timp cât nu se spune. Eu personal să fac o glumă la adresa Ralucăi, cu siguranță nu am făcut. Lucrul acesta se întâmplă în schimb și invers. N-a în momentul făcut. În care băieții fac glume pe seama mea, de orice fel de natură, se râde. Dacă întreb de ce se râde sau mi se pare că este urât, mi se spune, da, fac ce vreau, da, râd cât vreau, dar nu te mai uita la mine, când treci pe lângă mine să-mi spui pardon. Astea au fost cuvintele pe care Raluca mi le-a spus. După ultima discuție și după ultimul consiliu pe care l-am avut, pentru că mi-am dat seama că efectiv nu se poate și se răspunde foarte, foarte cu răutate, ca să spun așa, l-am rugat atât pe Sebastian cât și pe Raluca, în afară de bună, bună, pa, pa și la joc să ne susținem, să nu avem un alt fel de comunicare. Dar dacă am ceva să-i răspund, voi răspunde la consiliu atunci când noastră îmi veți da cuvântul. Încerc să stau departe. Îmi pare rău că se întâmplă asta. Sinceră să fiu, îmi pare rău și asta am spus la un moment dat și lui Ștefan, nu știu, asta am simțit și la Irișa. Asta am simțit și la Ștefan. Orice persoană care încearcă să se apropie cât de puțin de mine sau să susțină altceva decât ei spun sau decât grupulețul lor, sunt marginalizați și eu sunt persoana care îi influențează, care le suflă în ureche, cum a spus la un moment dat Sebastian. Nu este adevărat. Uitați, îi spăl în ureche. Nu este cred că oamenii aceștia n-aș avea, nu știu, ce să le ofer ca ei să tacă. De la cred că toți sunt maturi. Nu vorbesc din contră, repet, și știu că am mai spus lucrul acesta, dar vreau să se înțeleagă. În momentul în care am fost întrebată de anumite persoane, am preferat să nu spun nimic. Tocmai pentru a-și forma singur părerea. Îmi pare rău. Dacă... Înțeleg, Elena, ridica mâna la Luca întâi și apoi Sebastian, completări scurte, vă rog. Da, ce mai vreau să spun, când eu cu Irișa am venit în această competiție, Elena a avut la un moment dat un conflict inclusiv cu Irișa. După ce Irișa i-a luat apărarea de câteva ori, mari prietene. Și că a îmbrățișat-o când Elena a început să plângă și referitor la ce glume ai făcut la adresa mea, este când eu într-un consiliu am spus că Culița are preferate, de la
acea noapte și inclusiv până când Sebastian ți-a zis mai schimbă placa din culiță, favorita cea de-a doua, ceva de genul ăsta, nu tot timpul, favorita, favorita. Și tot spuneai că nu faci glume la adresa mea când totul a pornit de la mine. E o înțepătură, nu? Sebastian. Era o înțepătură. Ați înțeles ceva? Îmi pare foarte rău să zic așa, dar... Aia zic și eu. Ceea ce se întâmplă în momentul de față e tot o mini-strategie. Ar fi trebuit să vorbim de reacția lui Ștefan, nu despre ce făcea Elena sau Raluca, în primul rând. În al doilea rând, vreau să reamintesc colegilor noștri că la un moment dat, la a doua zi sau a treia, nu vreau să greșesc, oricum, foarte recent după ce Ștefan a intrat în competiție, Ștefan a zis, Zani și cu Sebi sunteți cei mai periculoși și voi vreți să piardă această echipă. Și noi atunci... Ok. Scuze că te-am prăcut. Nu-ți cere scuze, că nu trebuie. În același timp, n-am putut să-mi dau seama cum o minte genială și malefică în câteva zeci de ore să-și dea seama că doi dintre faimoși vor să tragă echipa în jos și să piardă și suntem și periculoși. De ce zic asta? Când acești doi faimoși, cred că au avut două luni în continuu, în care aduceau câte 3, 2, 4 puncte pe meci și mâncau toți din punctele noastre. La un moment dat, aducea Culiță un punct, Cosmin 2, Zani 3, Sebi 2, se termina meciul. Era bine atunci, era atmosferă, toată lumea era mulțumită. Cum s-a pierdut un joc? Am fost acuzat de un om care venise de 24 de ore în competiție că sunt foarte lent și că am vrut să pierd jocul. Asta îmi spune că acest băiat a venit de acasă, pornit contra mea și a lui Zani. Pe la cât te-ați făcut și la cât te-am atât văzut, normal. Atât vreau să zic. Înțeles, Sebastian. Cucu, bună seara. Ce se întâmplă din perspectiva ta, Cucu? Te invit să faci așa o trecere în revistă. I-am spus astăzi lui Ștefan că ar trebui să meargă la un psiholog, să se calmeze pentru că e foarte vulcanic. Și am spus faptul că jocul ăsta, Survivor, e de fapt de psihic, cât de puternic ești psihic și să nu cedezi. Iar ceea ce au făcut băieții astăzi, bine, nu, am vorbit cu Zani, am vorbit și în camp, am vorbit și la traseu, e faptul că s-au jucat puțin cu mintea lui și oarecum l-au adus exact unde voiau să-l aducă. Adică oarecum Ștefan a arătat de fapt cât de impulsiv e el și nu știe să se controleze, nu știe să controleze emoțiile, faptul că oamenii, noi aici, suntem într-o competiție. Doar că ceea ce mă deranjează foarte mult în echipa asta e faptul că la noi deja au început individualele, cred că de vreo două săptămâni, de când am ajuns eu. Noi deja suntem la individuale, nu mai avem o altă echipă, tocmai de-aia am vrut să ridic steagul și să mă mut în echipa albastră. Pentru că, efectiv, nu știu, nu pot să înțeleg de ce eu spun niște lucruri, le spun pe față, adică am coloană vertebrală și spun pe față și le-am spus băieților astăzi, în timp ce Ștefan era să-l susțină pe Culiță, le-am spus că au greșit, că trebuia să se calmeze, pentru că era un moment foarte prost în echipă, pentru că eram conduși cu 5-1 și ei au făcut tensiunea asta, trebuia să-l lase în pace pe Ștefan și mai apoi după joc să își continue jocul, doar că i-au continuat jocul și efectiv n-am putut să mă abțin și le-am spus că toți trei sunt de vină, pentru că ei au început conflictul și după aia au pus paie pe foc. Cel puțin a spus și Ștefan faptul că a fost făcut că e crescut în șanța asta, na, în fine, sunt chestii între băieți, nu cred că era atât de gravă, doar faptul că el mergea spre Culiță și ei tot începeau să, adică eu de ce am observat eu, că mi se spune totdeauna, dacă se spune de Sebastian, se spune de faptul că de fapt Zani a vorbit, dar Sebastian a început el cu chestiile lui de fotbal, că ei doi sunt foști fotbaliști și oarecum l-a făcut pe Ștefan să se întoarcă. Nu s-a doar mai că, na, remarca cea mai mare a fost faptul că a și spus Ștefan, a fost când a spus Zani de, a fost oarecum cireașă de pe tort, după ce Sebastian l-a pregătit cu toate chestiile negative. Păi ăsta nici venit... l-am auzit, sincer spun. Păi ăsta nici l-am auzit. Nu, doar că deci asta vreau să spun eu. Singur? Nu mă contrazic singur. Și vreau să zic ceva, domnul Dan. Te-am văzut când stăteai, stăteai și făceai așa. Remarca că am zis că nu e un exemplu pentru copiii care vor să ajungă fotbaliști, au fost după ce s-a terminat totul.
Cucu era mult prea agitat, n-a înțeles nimic. La un moment dat se certa cu Zani, după aia dădea noroc cu el și m-a luat pe mine. La 27 de ani am trei portar scoși, Beatul. Dragul meu, Sebastian. Asta e... Îmi pare rău că n-ai înțeles tu ce s-a întâmplat pe bancă. Eu nu am zis că ești tu de vină complet. A fost o chestie de grup care a greșit toți trei. Eu am făcut că nu s-a întors când i-am zis eu ceea ce a spus tu, atât. Era la final, el nu s-a mai întors atunci. Ok, acum mi-a spus Ștefan că n-a fost vina ta. Eu ți-am spus chestia asta, așa am crezut eu cu creierul meu, cu care gândesc. Asta am crezut că a fost unul din factorii care l-a făcut pe el să se întoarcă. Nu. Doar că, nu știu, mi se pare că echipa asta e deja dezbinată și nu știu dacă o să mai avem șanse mâine, o să avem... din nou joc de imunitate și sunt 99,9% că o să pierdem. În stilul ăsta în care ne dăm în cap unul altuia, cred că, nu știu, o să ne decimăm, o să rămânem din ce în ce mai puțin și războinici o să rămână efectivul ăsta de 7 oameni și cred că o să ajungă ei singuri la individuale și noi o să ne uităm la ei cum câștigă marele premiu de la Survivor România. Cam atât am avut de spus. Dacă e ceva de completat, o să completez pe parcurs. Momentan, asta e părerea mea despre echipa mea. Am înțeles, Cucu. Mulțumesc. Culiță, bună seara. Cum vezi rezolvarea în situația de față? Bună seara, domnul Dan. Exact asta am spus și astăzi, că nu am mai reușit cum reușeam noi odată să lăsăm problemele acasă și la joc să fim o echipă sau să încercăm să... cum făceam mai de mult, să nu mai băgăm în seamă orice lucru mărunt și să nu ne afecteze. Și asta se pare că ne-am afectat. Ce vreau eu să spun este că nu sunt de acord cu violența, cel puțin în show-ul acesta. Tocmai de asta l-am luat și pe Sebi când a încercat să îi bage mâna în gât lui Albert, sau i-a băgat mâna în gât și Albert s-a prefăcut că a căzut jos sau a căzut, nu știu ce a fost acolo. Și l-am luat deoparte și mi-a zis, de ce măi? La fel îl făceam și cu Ștefan, dacă eram acolo, doar că eu eram la start. Nu este ok pentru că suntem într-o competiție sportivă, dar nu sportivă cu box. Și eu poate câteodată vreau să reacționez impulsiv sau am anumite gânduri sau frustrări, cum le avem fiecare, dar trebuie să ni le stăpânim. Cât despre cearta de astăzi, motivul general este exact motivul ăla pentru care nu mai vreau nici eu să aleg primul, pentru care nu mai aleg primul de o lună aproape, eu nu mai aleg. Îi las pe ei să aleagă pentru că se ceartă foarte mult, mai ales băieți în echipa, se ceartă. O să ajunge la ceartă. Uitați la ce s-a... Da, își doresc să joace toți pentru că fiecare vrea să aducă puncte mai multe, fiecare vrea să ia totemuri de imunitate sau toteme, scuzați-mă, așa. Și este dorința foarte mare a fiecăruia de afirmare într-un anume fel. Tocmai de asta se ajunge la unele certuri și nu vreau să insinuez pe niciunul dintre ei, pentru că fiecare la un moment dat face chestia asta, ori vrând, ori nevrând, și tocmai din cauza asta s-a ajuns astăzi la o ceartă, după care era să fie, o, Doamne ferește, altceva mai rău, pentru că el dacă i-a pus mâna în gât lui Zani, el dacă, Doamne ferește, putea să cadă, să dea cu nu capul, i-am pus mâna în gât. Sau nu știu cum s-a întâmplat, că eu eram la start. Nu, m-am pus cap în cap cu Zani, Sebi a venit și nu m-a împins, mi-a băgat mâna în gât, atât. Bă, mi-a băgat mâna în gât, las-o drept, măcar recunoaște. Vă mulțumim pentru vizionare. Nu uitați să ne urmăriți accesând linkul de aici, mai multe clipuri aici sau aici.